Manifestat împotriva acțiunilor guvernării comuniste. Printre inițiatorii campaniei Deșteptarea se numără și foști elevi de la liceul Gheorghe Asachi, care au smuls acum 2 ani frontispiciul pe care era scris liceul moldo-francez. Între protestatari și forțele de ordine au fost și altercații. Ce vedeți acum este o reacție împotriva hotărârilor lui Voronin și ideilor de propagandă pro-moldovenistă din ultimul timp. Vrem să deșteptăm spiritul românesc în oameni care au fost, din păcate, dormit de către societatea noastră, de către administrație, satul nostru. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Deși tinerii au autorizație pentru protest aici, în piața Marii Adunări Naționale, polițiștii au insistat ca ei să meargă în altă parte, să picheteze. Pentru aceasta nu au dat nicio explicație. Fără careva explicații. Protestatarii au încercat să se deplaseze în piața Marii Adunări Naționale, însă au fost opriți de polițiști.